Muzeul Bucovina a organizat luni 10 aprilie vernisajul expoziției biografice Selma Mirbaum, fiind vorba despre o expoziție a Centrului pentru Artă Interzisă din cadrul Muzeului de Artă Zollingen din Germania. Evenimentul face parte din Festivalul Literar Româno-German Lectora, ediția 5-a, ce se va desfășura în zilele de 27, 28 și 29 aprilie la Muzeul Bucovinei. Pe 60 de planșe au fost prezentate date biografice, fotografii și poezii ale scriitoarei evreice de limbă germană din Cernăuți. Expoziția prezintă situația evreilor din capitala Bucovinei, ghetoul, deportarea, munca forțată din timpul celui de-al doilea război mondial. Creația literară a Selmei Mirbaum se sfârșește de timpuriu, artista murind de tifos la vârsta de 18 ani într-un lagăr de muncă din Ucraina. Expoziția face parte din Festivalul Literar Româno-German Lectora, ediția 5-a, ce se va desfășura în zilele de 27, 28 și 29 aprilie la Muzeul Bucovinei. În ziua de 27 aprilie va fi prezent la Suceava și va susține o conferință despre poeții bucovineni de limbă germană, însuși curatorul expoziției Helmut Braun de la Zollingen.